noi cei de aici suntem în viața normală oameni foarte diferiți, cu meserii diferite, cu preocupări diferite, cu hobby-uri diferite, dar iată că am găsit un punct comun. Ne place să mergem pe bicicletă, se creează unitate. Ce bine ar fi ca acum la 100 de ani după ce ne-am unit să ajungem la unitate, ar fi senzațional. Și participarea mea o dedic și acestui deziderat. Este o inițiativă excelentă și vă felicit, iar faptul că am venit aici sper că nu vă surprinde. Știți bine că particip la evenimentele pe bicicletă. Mare plăcere încă de multă vreme, iar faptul că mergeți la Alba Iulia pentru a celebra centenarul, mi se pare un lucru extraordinar. Centenarul este despre noi, despre români, despre unitate și să nu uităm, chiar astăzi, când porniți, este ziua tricolorului, simbol puternic al României. Felicitat pe organizatori și mi-a făcut mare plăcere să particip aici. Știți că mie îmi place să merg bicicleta și prin oraș și în afara orașului, dar de data aceasta mi-a plăcut în mod deosebit că turul este pentru centenar, pentru unitatea între noi, între români, și aceste două motive m-au făcut să particip aici la deschidere. O primă etapă foarte bună, oameni foarte hotărâți, foarte bine dispuși și le doresc și sper să ajungă cu bine la Alba Iulia, orașul Unirii.